Bună! Ieri am fost până în oraș și după ce am fost prin câteva magazine, pur și simplu aveam chef să stau pe o bancă și să mă relaxez. Și era o zi foarte frumoasă pentru că a cam fost vreme ploioasă în ultimele săptămâni. Și temperatura a crescut foarte, foarte mult, astfel încât pur și simplu aveam chef de super relaxare, să mă bucur de soare. Așa că am trecut printr-un magazin întâmplător, un magazin foarte, foarte ieftin, cum ar fi în România produse la 38, la 15 lei, nu mai știu, se numește Poundland sau Poundworld. Și am luat niște foi de desenat, nu sunt ele profesionale, nu avem nevoie de profesional pentru că am deja acasă lucruri scumpe. Am luat ce am găsit, e un magazin de chestii ieftine, nu știam dacă o să meargă. Inițial am zis că vreau să desenez ceva pe niște pietre dintr-un parc, în timp ce mă uit la lebede, rațe, gâște și mă relaxez, dar n-am mai ajuns în parc, așa că am stat pe o bancă. Eram obosită și ce să fac? Am cumpărat aceste carioci acrilic și niște foi întâmplător negre. Și am desenat acest, inițial era un porumbel după care l-am mai înflorit eu, pe care chiar îl vedeam undeva pe streașină. Și am început să fac și acest desen. E un stil care mie îmi place foarte, foarte mult. Nu este terminat pentru că a venit ploaia și pe aici, pe undeva, au căzut niște picături de apă. Și aș vrea să-l termin astăzi, împreună cu voi. Să vedem. Să vedem ce o să iasă. Ce am pus galben, lucram cu galben. M-am ridicat și am plecat pentru că venea ploaia și a plouat. Iată, acum, împreună cu voi, o să termin acest desen. Sper să vă placă, sper să dureze puțin. E un stil care îmi place mie foarte mult și cum am desenat? Am desenat în timp ce țineam acest bloc pe brațe, pe unul dintre genunchi, stând pe bancă. Îl fac din imaginație. Mi-a ieșit destul de foarte drepte liniile, având în vedere că țineam desenul pe suportul pe brațe și mai aveam și o durere cruntă de ochi, de ochiul drept și de cap. Sunt în curs de investigare, nu știu care e faza cu chestia asta, dar în mod sigur nu e de la desen. Teoretic, ieri ar trebui să sărbătorim ceva în familie, dar din păcate, nu am sărbătorit, așa că am încercat să mă relaxez singură și am sărbătorit prin a desena. Nu va dura mult, va dura maxim 10 minute, poate chiar mai puțin. Pentru că, uite ce, e un vârf extrem de gros. Ops, aproape cât degetul meu, față de vârfurile normale. Iată cum arată un vârf normal. Nu, ăsta este gros. Cum arată un vârf normal de pix? Unde să. Cum arată un vârf, nu se vede normal de pix și cum arată un vârf de la această cariocă. Este foarte gros, așa că am destule limitări la a desena cu aceste carioci. Am vrut să vă filmez în parc, dar a fost imposibil pentru că nu avem trepied. Nu avem cum să țin și desenul și și telefonul și desenul. Dacă aveți voi idei de trepied ușor sau un alt sistem de a ține, pentru că vara mi se întâmplă să mai desenez.
pe unde mă odihnesc. Eu am crezut că o să fac vreo 20 de desene. Și n-a fost să fie, pentru că se pare că fac multe detalii în aceste desene. Dacă mi-a venit, când vine soarele în ochi. După ce toată ziua a fost mohorâtă, acum seara bate soarele la noi. Este seara acum, nu știu, ora 5 sau ora 6, nu m-am uitat. Cred că e trecut de ora 5, pentru că a fost mai devreme ora 5. Cred că e ora 6 sau 7. Uite ce soare puternic este. Ca în fereastra, aici în față, aici este fereastra. Probabil că nu mai am să fac la cât de tare îmi bate soarele în ochi. Ok, ia să vedem ce aș putea să fac cu aceste păreți astea, care sunt mari păreți, se numesc ele. Sunt mai subțiri, ia să vedem ce aș putea să fac. Aș putea să dau mai multe detalii, nu știu dacă o să fac detalii. Aș folosi puțin alb și la ce aș folosi eu acest alb. Nu știu dacă aș vrea să fac niște steluțe, nu cred că fac steluțe. Cred că am să folosesc puțin galbenul. Acestea trebuie apăsate ca culoarea întâi să curgă și agitate din când în când. Să mai dăm câteva detalii, pentru că ador detaliile. Acesta are un vârf mai subțire, așa că pot să fac mai multe. Desenez destul de rar și acum nu mai fac cu atât de multă străduință ca să fie super wow, ca și artă, ca și expoziție de artă sau concurs. Habar n-am dacă au vreo valoare artistică, le fac doar ca să mă relaxez și, sincer să vă spun, ieri a fost un moment destul de stresant din viața mea, așa că dacă totuși iese bine, asta e super bine. Dacă nu iese bine, iarăși sunt mulțumită pentru ce iese, pentru că deși vreau să folosesc pe post de art terapie, pare că totuși este destul de drăguț. Motiv pentru care vă arăt și vouă, dar art terapia nu este făcută ca să-ți iasă ceva frumos, ci ca să îți iasă din suflet propriile supărări, să te dezvolți, și nu e doar pentru supărări art terapia. Art terapia te ajută să descoperi soluții la probleme, depinde cum o folosești. Eu momentan o folosesc pentru destresare, bineînțeles că în timp ce am desenat m-am gândit la ceea ce am de făcut în viață și am concentrat destul de bine la ceea ce mă deranja și pe soluții, chiar fără să aplic vreo metodă de coaching, pentru că, na, mintea ne zboară. Uite, mie îmi zboară mintea. Ca dovadă pot să vorbesc acum în timp ce desenez. Cred că deja îl încarc prea tare. Voi ce părere aveți? Ups, aici n-am vrut să fac, dar de acum, dacă am făcut, o să continui. Am vrut să fac câteva bluțe doar la stilul acesta. Voi ce părere aveți? Să-l las așa, să-l continui? Desenul ar fi ieșit mult mai precis, cu mai multă precizie și finețe, dacă îl făceam pe masă, ca acum, pentru că ieri, cum v-am spus, am desenat pe genunchi. Așa de mult aș vrea să pun niște alb. Parcă aș face ceva aici, dar mi-e teamă că îl stric. Ce să fac eu cu alb acum? Ah, apropo, am zis că eu să văd dacă e aceeași culoare, dar nu prea cred. Nu e aceeași culoare. Vreau să iau un albastru, să mai fac un nor. Sunt doar doi nori și vreau să fac trei. Să fac o parte de nor, o bucată de nor în partea de sus, cred. Ia să vedem ce-mi iese.
Ce oră scăție ieri? Nu scăție așa, nu? Eu cred că era zgomotul de afară, de fundal, de aceea nu se auzea scârțâind. Vreau să am grijă să nu depășesc să ajung pe galben, pe linia soarelui. Vreau să-l oculesc. Voi ce faceți când este soare afară și aveți liber? Dar întrebarea este voi ce faceți când sunteți complet dezamăgiți de ceva care nu ține de voi, când există o problemă în viața voastră, mai precis când sunt și oameni care vă tratează fără respect. Din familie, de care nu e simplu să vă detașați. Cum anume vă relaxați, cum anume vă reveniți. Mi-ar place ca să mă întâlnesc cu unii dintre voi, chiar dacă mă cunoașteți, chiar dacă nu, să ne întâlnim undeva într-un parc. Să desenăm împreună cu toții și să ne relaxăm. E atât de simplu să desenezi așa cum desenez eu acum. Chiar v-aș învăța. E foarte, foarte simplu. Extrem de simplu. Și eu, cum ador soarele, eu tot sunt cu soare și cu nori. Deci poți face orice cu linii curbe și cu cercuri, cu spirale. Acum, sincer, îmi vine să fac mai mulți nori. Nu doar cei trei. Ia să vedem. Cum vedeți, se vede tastatura aici. Nu e nicio problemă. O lăsăm să se vadă. Nu cred e ok că... Nu vedeți foarte bine că am mișcat asta. Vrem să vedem dacă mai facem nori. Sincer, aș mai face, dar practic parcă n-aș mai face. De ce spuneți? Mă depărtez puțin ca să ridic puțin telefonul, că filmez cu telefonul. Ce planuri aveți voi pentru concediul de vară, dacă aveți concediu, dacă sunteți copii, dacă chiar copiii iau vacanță acum, elevii, studenții, voi luați vacanță chiar acum, de curând, cred că pe 15, nu mai știu exact. Ce planuri aveți, copilași? Mamă, ce mult mi-ar place să desenăm. Să-i mai fac ceva, să nu-i mai fac. Ia spuneți și voi. Mi-ar place să, cred că am să încep să fac video de astea în direct, în care desenez, ca să îmi spuneți și voi să mai desenez, să nu mai desenez un nor în plus, în minus. Voi ce părere aveți? Cred că în curând o să trebuie să conectez video în direct, nu știu care e motivul, pot să fac doar de pe laptop, deși nu am făcut niciodată, cred că merge. De pe telefon nu merge și de pe laptop e destul de greu să organizez, să pun camera în așa fel încât să pot să filmez videouri în timp ce desenez, dar cred că o să o fac pentru că mi-ar place să am interacțiune cu voi în timp ce fac asta, ca să-mi spuneți, mai pune un nor acolo, nu mai pune niciun nor. Aș vrea să faci și o steluță, un fluf de nea, o picătură de ploaie.
Pentru mine este o metodă foarte, foarte relaxantă aceasta de a desena. Nici eu nu practic întotdeauna, pentru că vorba, nu am chef întotdeauna. Dar chiar fac în funcție de sentimente, de cum simt eu. Uite, mie norul ăsta nu prea îmi place. Trebuie să o dreg cumva, că simt că stric un pic de semnul. Să vedem ce-i fac. Nu prea-mi place ce am făcut cu acest norișor. Trebuie să lasă să se usuce, pentru că mi se usucă pe mână. Chiar sunt curioasă, aceste carioci oare nu spală? Ups, am pus norul peste soare, dar cred că norii stau și peste soare, asta e clar. Deci e ok. Aș vrea să desenez niște pietre, doar că e destul de gros acest vârf. Și să-l las în parc și mă și întreb dacă aceste pietre, odată ce se usucă această culoare, dacă rezistă la ploaie culoarea. Că v-am filmat deja 18 minute, cred că poate v-am și plictisit cu norișorii acestea. Să vedem dacă se mai poate face ceva. Cred că voi semna. Ia să văd unde aș semna eu. Cred că am să semnez, cred că îmi vine să semnez într-un nor. Și am să semnez într-un nor și respectiv o să semnez aici. Ia să vedem. Sau aici. Să semnez aici. Deci. Că nu prea se vede la voi. Nu se vede nicăieri, așa că o să semnez cu alb. Că ieri a fost, ieri am început de seamă, iunie, 2022. Așa e pictura.
Cred că am să fac și câteva steluțe albe, pentru că chiar îmi place, sau să nu fac, sau să fac. Am să fac câteva steluțe. Fulgușuri. Dacă m-aș uita undeva să mă inspir, aș prinde noi idei despre cum să fac acești fulgușori, dar eu desenez așa în timp ce mă relaxez și mă gândesc la multe, multe alte lucruri. Așa că nu am acordat timpul necesar, poate, pentru a mă informa și despre multe lucruri legate de desen. Le fac întotdeauna din inspirație, din imaginația mea personală. Ador să desenez liber, fără niciun fel de constrângere, pentru că asta este ceva extrem de relaxant, fără niciun plan dinainte. Deci am început să fac cercurile acestea albastre, gândesc că o să fac niște nori, neștiind ce o să iasă mai încolo. V-ar plăcea să desenăm împreună alt fel de lucruri? Să ne întâlnim undeva? Spuneți-mi, vă rog frumos, în comentarii. Pentru că cu cea mai mare fericire chiar m-aș ocupa de organizare și ne-am întâlnit ca niște prieteni, să ne relaxăm, să vorbim, să glumim. Cine vrea să fie încurajat, o să-l încurajez. Cine vrea să privească, e ok. Cine vrea să deseneze, abia aștept să desenăm împreună, să ne plimbăm. Deci, vreți să desenăm împreună? Cred că nu o să vă mai țin foarte mult până e gata pictura, pentru că cred că vă plictisiți, așa-i? O seară plăcută! Vă îmbrățișez pe toți, eu o să continui să desenez după ce opresc acest video. Bună seara din nou, am mai desenat timp de câteva minute, e aproape finalizat desenul, pentru seara aceasta mă opresc aici și vă arăt cam cum arată. Sper că vă place, am mai făcut ceva contururi cu alb pe aici pe lângă galben, am mai făcut cu altă cărucă mai subțire, după cum vedeți aceste, uite și aici am umplut câteva detalii și aș mai face în continuu. Mie îmi place, îmi place în special pentru că sunt linii șerpuite. Spuneți-mi dacă vă place. O seară plăcută, vă îmbrățișez pe toți și dacă vezi asta sau dacă vedeți asta pe timp de zi, păi vă doresc o zi în care să se risipească toți norii de pe cer, dar mai ales norii din sufletul vostru, din viața voastră, și să vă bucurați foarte mult și soarele și bucuria și rezolvările să domine în viața voastră. Am mai făcut un scurt video, iată cum arată în final acest desen. Se pare că din atâtea modificări, m-am semnat de două ori, am văzut chiar acum, iată aici și pe aici. Ce am mai făcut față de ultimul video, sunt trei video lipite aici, am făcut mai mulți fulgi de zăpadă, mai multe punctulețe, am mai conturat, am mai făcut detalii. Sper să vă placă. Aștept să îmi spuneți dacă vă place și dacă doriți să desenăm împreună.